Am venit la domnul Ion. Bună ziua, domnul Ion. Să trăiți, să trăiți. Ce faceți? Ce să fac, domnul Ion? Bine. Dar ce a spus, că v-a prostit cineva? Nu știu că m-a prostit, dar am volat la Poiană și nu era bermezea cu COVID-ul. Ce vină că îți dau eu 2. Am dat 20 de milioane. Mi s-a părut mare atunci. Când i-am băgat în ui, am văzut că m-am păcălit. Și am oprit și vă 20 de mile. Ăștia brejii sunt foarte iuți. Cum s-a ridicat, a băgat capul sub oaie și începe să sugă. Față de ăștia beli, băia, sunt mai tare. Acum am 2 berbeci, 3 beli. Cumpărați din Sibiu, de la unul din satul mare. Că să se mai schimbe rasa. Oate și de-astea nu mai prea găsim cum aveam noi. Eu am văzut, sunt cineva care a... Adică... Tot la Sibiu am văzut pe cineva ce are, numai oacheșe. Mari, frumoase. Da. Dar aici, în zona asta, cum, aici e Dâmbovicioara, nu? Dâmbovicioara, da. Aici ce rase se crezi? Adică ce... Păi, dom'le, cum să vă spun, rasa țurcană e una singură. Ele sunt parte mai multe varietăți. Deci rasa asta, varietatea Breaz, care e în zona Hunedoara, mai bune de lapte, nu știu ce, varietatea Bălă, varietatea oacheșe, oacheșe de câmpul lung, sunt oiuți mai mărunte, cum sunt astea, se adaptează la orice condiție, varietatea Bucălaie, Hunedoara, Polovraj, Novaci și așa mai departe. Că cine spune, am rasă Breaz, am rasă, ala, nu știe despre ce e vorba, e varietate. Oile, în funcție de finețea lânii, se împart în 3 categorii. Lână grosieră, lână semifină și lână fină. Cu lână fină e merinosul și ăsta, cum îi zice... aia la altă, merinosul de Palas, merinosul australian, merinosul de Transilvania și mai asta, spanga, cu lână semifină e țigaia, țigaia românescă. Și cu lână grosieră e țurcana, caracurul și rațca, care are lună lungă, densitatea 800 de fire pe centimetru pătrat și așa mai departe. Da, de ce s-au catalogat așa pe timpul? Așa s-au făcut pe timp și așa trebuie. Acum au apărut și rasele de carne, care erau și înainte. Așa. Diferențele sunt altele, rasă de carne, rasă de lapte, cum e aia, lacune sau știu eu, franțuzești sau nemțești. Așa. Astea ale noastre e o rasă tradițională a munților, țurcana. Pentru că aici dacă aduci o carabașe, în 2 luni a murit. Dacă aduci un caracul, care venind în zona de stepă din Botoșani, nu-l vindești de șchiop aici. Nu poți. Numai cum a avut, eram eu mic aici, un vecin Florescu se numea și a cumpărat, a dat pe el, nu știu, 3.000, 4.000 de lei și l-a băgat la ovaie să sugă, a ieșit după aia în loc să iasă miei negri, cum era el, ieșea miei total, doar că avea crețul ăla. Pentru că e zona, acolo, sunt multe, oile sunt pretențioase, nu e ca vaca. La vacă, dacă ai văcar, poate, oaia nu e așa. Oaia și dacă îi dai dumneata mâncare și mâine de dânsul, să sperie, nu-i merge bine. Așa e oaia făcut. Așa a lăsat. Da, categoria asta pentru lână, o făcut-o pe timpul lui Ceaușescu pentru că se căuta lâna, nu? Doamne, o oaie de asta are cam peste 2 kg, să zicem 2 kg de lână, afară de coi, de picioare. Știți cât era în 89? 150 de lei kg. Și te obliga să o dai, un kg de oaie. Dădeai 2 kg, îți mai dea și o diplomă de crescător fruntaș. 2 kg de cap de oaie era 300 de lei. O peche de pantofi bun era 300 de lei. Acum cheltui 600 de mii pe cap de oaie, ca oaia să aibă lână. Și fără lână, o filmați cu alea, o arunci. Și statul îmi dă subvenție 200 de mii. E corect ce face ăștia? Nu, dar pe acum nu se mai prelucrează lâna, domnule, nu? Dom'le, nu se mai prelucrează, dar intervine tu stat și ajută sectorul care se prăbușește. Nu dai subvenții la găini, la porci, la nu știu ce. Pe o parte omor, pe alta subvenționezi. Numai nebunie, numai brambureală. Deci, dom'le, ei... Eu am lucrat 20 de ani veterinar. În satul ăsta, în comuna Dumnezeu, 2600 de oi reale. Că pe mine au Ceaușescu, mai aveau o minciună de 30%. Mai erau? Da, da, pe așa erau, obligatorii. Serios? Da, pe asta e. Acum, din 2700, mai sunt 400. 400, vă dați seama. Fiecare avea 15, 20, 30. Se făcea stână aici și am pietricică câte 1000 și ceva de oi. N-avea oile unde să se ducă. Așa, acum, zice, Apia ce-a făcut? Zice, ai munte, zice, trebuie să-ți iei ui. A făcut tranzacții. Ăla care n-a avut în viața lui ui și a luat munte de la boieri. A luat uile de la 200-300. S-a judecat, nu i-a mai dat uile și nu știu ce. Pentru că ăștia la Apia au fost niște specialiști care nu știe să deosebească vaca de bou și grâu de porumb. Înțeleaptă vorba asta. Nu știe! Păi dacă eu am strungă de ui, l-am arătat, uite, doamne, unde doarme uile. Ce nu, doamne, că zice, trebuie să stai în subvenția unde ai făcut. Păi unde vrei, mă, să doarme uile? La pensiune?
Domne, așa ceva nu a văzut nimeni niciodată. Păi ne numim fermier, nu? Eu cu 100 de oi și 5 hectare de pământ. Deci sunt bun, că nu știu dacă mai are cineva 100 de oi și 5 hectare de pământ ale lui. În 1680-70, când era iobagi, un iobag din Hunedoara avea 40-50 de oi, o pereche de boi, 5 hectare de pământ, nu știu câți stup de albine și vreo 3-4 vaci. Și zicea, iobag, ce necăjiți sunt iobagi și ce pricopsiți sunt fermieri. Dom'le, țăranul român e într-o situație de n-a fost niciodată. Tot timpul a fost prăpădit. De când e? Din 1916, când de 7, când s-a bătut aia acolo așa. Tot timpul a picat pe țăran. Comparația asta, cum a spus dumneavoastră, iobagul avea 5 hectare. Da, deci... și zicea iobag, acum ce fermieri din România. Dom'le, aici trebuia gospodăria țărănească, dom'le. Asta trebuia să o ții. În zonele de munte, acest pământ, care îl vedeți acum, nu eram născut, era mamă. În 56 deja a făcut o întovărășire, l-a confiscat. Adică cum făcea colectiv. S-a stăpărit bunicul meu, n-a vrut să se înscrie, Dumnezeu să-l odinească. 3 ani de zile n-a putut să-l folosească. Și după 3 ani de zile a venit Partidul Comunist să vadă roadele întovărășirii. Și a scos profit 12 lei ăia care era, că umbla numai beți, niște prăpădiți, comuniști. Și bietul bunicul meu, tăticul meu, Costică, zice, luați aici 25 de lei și desfințați-o. A văzut că în zona de munte nu se poate face. Zona accidentată. Pe mine mă costă 1000 de lei kilul de porumb, de acolo din vale, ca să-l aduc aici, domn, că bag tractor. Aduc 5 tone de porumb. 1000 de lei, 1000 de lei. Un leu sau cum, un leu, 10 bani sau cum se zice. Da. Așa. Vă dați seama, pe când ăla intră în fermă cu 20 de tone, cu tirul. Este. Și dacă ia 30 de tone, vine transport gratuit. Eu porumbul l-am de aici, din zona Brașovului, la 50-60 de kilometri. Că nu se face porumb. Noi suntem mai săraci. Ei mai săraci care suntem pe pământ, noi din zona de munte. Dar este diferită subvenția ce o au? Nimic! Nimic! Noi avem... Ăla are la sfecla de zahăr 600 de euro. 600 de euro sau cam așa ceva. Și e obligat să dea 20 de tone. Să uite și le dă și degeaba. Bun. Știți cât avem noi aici? Așa? 400 de euro cu agromediu cu tot. La 400 de euro de hectar. La 400 de euro încape 4 oameni să cosească cu mâna, cu cositoare. Ori 3 milioane jumate, 14 milioane, în afară de mâncare. Și mai te costă încă 14 milioane, adunatul, dacă e timpul bun, o femeie fără 2 milioane, 2 jumate și aici răsare soarele la 12 și la 6-7 ce s-a terminat ziua de muncă. Un vânt de țigan și nu știu ce. Și iau 20 de milioane subvenție și mă costă făcutul 30. Ăla la roșii ia 2000 de euro, domne. Domne, îl costă 1000 de euro cheltuia. Rămâne 1000 de euro și restul de roșii ia bun de la ăia că le-a dus nu știu unde, le aruncă sau nu se coace. Sau ăla Voiculescu la împlândul de Giurgiu la 2000 de hectare. Când a fost el cu ministrul la dreapul, cheamă, Piticul la Constantin ăla, că acolo s-a stricat treaba. A început să facă ei subvenție să împartă cum vrei. Înțelegeți dumneavoastră? La noi în zona de munte, dacă nu s-a stabilit grof de ăștia, hoți, că a văzut că n-are ce fura aici, a rămas vai de capul nostru. Înțelegeți? Și așa vine, e parc național, e Natura 2000. Păi mai ai piața, haideți să mergem acolo să vadă mai bine. Ca să fac. Da, aici e parc național. Dar dumneavoastră numai singur stați? Trebuie n-am pânem, mai e o soră care avem și niște vaci, mai avem și acasă în partea altă. Păi zi, cleile astea de fân le faci manual. Nu poți, n-ai cum. Am cumpărat baloți de lucer, porumb, de toate. Nu se poate. E atât de greu. Nimeni a trebuit subvenție diferențiată. Zona de câmpie, zona de deal și zona de munte. E adevărat asta. Asta ar trebui. A fost toată, am propus eu, în care ne dădea nouă pentru sport de izolare, să nu știu ce. A redus-o și pe asta. Ui, piatra care. Vine ăștia și spune, zice, domnule, Natura 2000. Acum am luat după internet. Și spune, Natura 2000 e avenul grindului, orșul ăla de piață, dacă se vede, de la vârful la om, în jos, și prăpăți lizărnești. Și el vine și îmi spune aici pe proprietatea mea că e Natura 2000. Ai pomenit așa ceva? Crește purici, furnici, cumpără pădure un neamț și nu
își igienizează pădurea, ce îngrașe pământul. Măi, omule, muște, viermi, gândaci, vine, eu sunt vecin cu tine. Păi îmbolnăvești și pe mine și animalele. Nimeni nu ia la zonă. În țara asta face toți străinii ce vrea, numai noi nu putem face nimic. Nu, unde se pune tot felul de... Domnule, eu am dat pe timpuri, înainte de revoluție. Pe timpuri am felul mă duc. Dacă nu știi mare lucru, nici nu cereai mare lucru. Înțelegi? Asta știi, că te ies de la muncă, dacă nu te lua ăla de doar 21 de curi, dacă nu ți ajungea pâinea, era un securist lângă tine, când te-ai jos de auto, îți băga doi pumni, nu mai mâncai o săptămână. Ți ajungea mâncare de dracu te lua. A, te trimitea la canal să pai de mai zilele. Nu comentai atunci. Erau ei, dar știi că trebuie să ajungi într-un loc. Păi comunism, băi, oră că ea nebunul ăla de Ceaușescu, cu sălea. Înțeleg că, na, ce să fie, ce mă împadă lasă. Da, la, pentru pescutoilor, pentru latura asta, cum era? Era o protecție. Pe exemplu, muntele comunii, cum era Piedecica, de exemplu, oricare lua, că erau mulți oameni care vrea să le. Trebuia să dea 6 kg de brânză, 7, ca să câștige, să aibă toți cetățenii. Acum te duci la munte de 2 kg. Nu am înțeles. Deci, dumneavoastră, dacă erați cu oile, da, trebuia să dați 6 kg de... La oile satului și ale mele. Păi, sigur că da. Era protecție pentru toți crescătorii de oi, și la cu 5 oi, și la cu 50. Stâna așa se forma. Nu, gata, îmi iau eu 500 de oi și ocup tot muntele. Nu? Acum n-ai treabă. A făcut pe aici și a plăcut de voi, cea îi zice cooperativă, să ciordească bani din subvenții. Vai, mama noastră. E, n-a fost bine ca să se trăiască în România, că acum n-a fost niciodată, dacă n-ar fi hoțești. Deci găsești de toate, te duci. Găsești, adevărat. Du-te în piață, în rugă, mă, că e vă 3-4 inși cu brânză. Dom'le, nu vezi 3 persoane cumpărând de la ei. Du-te la Profi, că sunt 3 case, toate în grămădeală. Am luat și eu, am luat de pomană, la tunel de pomană, niște cașcaval. Noi când l-am mâncat, am zis că mănânc coaje de fac. Ce e asta? Niciun gust. Da, este la, ca și brânză, ca și produs, strict. Este, aici e zona de munte, clar. Da, în zonele de munte, zona asta, cum să vă spun, unde oaia și vaca mănâncă natural, fără îngrășăminte, iarba sălbatică. Laptele are un alt gust față de unde mănâncă vaca miriște sau, știu, pe lucernă, pe cultură. Are lapte mai mult, e mai grasă, e normal, dar nu. Deci ca și calin. Da, da, da. Păi, pe vremea lui Ceaușescu, laptele care se dădea și cașcavalul și brânza care se producea din zonele de munte, fără îngrășăminte și fără astea, la export era nu știu cât mai scump. Asta a spus-o chiar Adrian Păunescu, care știa. E toată. Acum la noi e invers, ale noastre. Și în orice țară, domnule, dacă te duci, a fost un băiat aici, a venit din Italia. Domnule, cașcavalul care făcea de la vaci în zona, în munte, era de 3 ori mai scump decât în altul. Și plăierea lua câte 200 de subvenție de cap de vacă pentru că le ducea la munte. Și acolo se chinuia cu iasă care, cu elicoptere, cu nu știu ce. Să știți că eu nu am gustat și n-am văzut diferența, dar spuneți că este diferență, nu mare. Da, e diferență. Acum, problema că asta e brânza asta de burduf e un produs tradițional. Ăsta nu e produs industrial de icil, cum ar fi cașcaval, rucăr, penteleu, dalia și nu știu ce. Și unul singur la stână nu o face toată la fel. Înțelegeți dumneavoastră? Asta e treaba. Dacă ați venit la brăneni ăștia jegoși, i-ați mânca mai bine, nu mai mâncă. Ăștia doar nu mi-e bineînțeles nimic. Da, auziți, o întrebare. Zona asta, acum, cum a spus dumneavoastră apropo de cașcavalul de lucru, de ce este așa renumit cașcavalul de lucru? Deci de unde au prins ei renumele ăsta? Asta, nu știu, a fost un nicil la rucără odată și, da, asta nu știu, sunt prea tânăr ca să vă spun eu. Deci eu așa am prins cașcavalul. Da, e renumit cașcavalul de rucă și e și bun. Acum cine face, n-ați văzut că vezi, filmează ăștia cu camera ascunse tot felul de produse de ce le face, deși spiri când vezi. Am văzut lapte care nu e făcut, n-are urme. Și eu am văzut asta, am văzut și eu. Cu robineția și cu ce bagă ea. Nici n-are urme de la... Doamne, știți cum este prima oară când au venit magazinele astea mari, Kaufland-uri, toată lumea le-a așteptat cu drag. Da, deci... Dar s-au deșteptat acum românii. Doamne, omul e prost ca oaia. Se duce unul, se duce toți. Înțeleptă vorba asta. Un om înțeleptă vorba. Prima înțelept. Dată când a apărut fructe din Grecia, din Turcia, luau un măr atâta, mamă ce bune sunt. Acum ai dea cu nebuni, zice, nu e românesc, îl caută pe ăla cu viermi. Bă, nu mă tâmpiți. Da, apa, face diferența la apa de aici cu ce este la câmpie? Da, apa de izvor, dom'le. Păi unde ați oprit dumneavoastră mașina e apa plată, pe care o bezi dumneavoastră, apa Craiului.
bineînțeles, e filtrat, nu are ceva. Dar oricum, dacă izvorul n-ar fi bun, n-ar putea să o iei. Deci, domnule Ion, eu nu am stat în Zărnești. Chiar am fost în cheile Zărneștiului, în prăpăstii de multe ori, am stat acolo. Erau izvoare, curgeau, adică era nu la fântâna lui Botoroc, erau mai multe. Deci ne trimitea mama cu bidoane să luăm apă, că apa aia de la Robiet era un pic cu calcar. Da, da, bă. Bine, eu nu zic că cea de izvor n-avea. Și asta, păi, munții calcaroși ăștia ai noștri. Toți noi avem dinții sticați. Dar toată apa era potabilă acolo în zona aia. Da, păi potabilă. Haideți pe aici. Înțelegeți noastră? Domnul Ion, de când vă ocupați așa cu creșterea oilor? Domnule, eu, de când m-am născut, n-am prins avioane, motociclete, oi, animale, am făcut o școală în domeniu, liceu agroindustrial, am lucrat 20 de ani veterinar aici. Eu n-am părăsit locurile astea decât cât am fost militar un an și 4 ani. În rest, m-am angajat aici și sper că și sfârșitul să se încheie tot aici. Doamne ferește, în altă parte. Deci prima persoană ce ne-a primit, ce ne lasă așa să filmăm în munte, cum ar veni? Dom'le, n-am nimic de ascuns. Vreau ca să și vadă cineva, să pune filmarea. Nu mai putem trăi de hoți. Vine ursul, îmi rupe mașina, zice, nu e par național, nu plătim noi. Vin, tai lemne de la mine, oi, par național, n-ai putin. Nu se poate așa ceva. Eu îți dau acte, în 1919, străbunici, bunici, părinți, eu. Și zice, păi e la par național. Păi scoate-mă și tu un act. Scoate-mă și tu un act și plec eu. Da, a zis o vorbă înțeleaptă cu urșii, că sunt probleme mari cu urșii aici. Acum. Dom'le, probleme, deci în 2016, exact, de când? 2015, acolo. N-au mai vrut să mai împuște. Deci a fost un urs în 2016 și până acum un an nu a vrut să-l împuște, care m-a atacat, mi-a mâncat oi peste 20 de oi. Rea voință din partea lor. Și s-a aprobat. Am fost la prefectură. A făcut și domnul primar o grămadă de sesizări și de-abia l-am pușcat. Ei, a dispărut. Am fost la Ministerul Mediului pe 3 mai acum un an. Domnul Barna, de-am neosănătate, un om înțelept, ungur, dar înțelept. Și s-a ridicat dobitocii ăia de la ONG-uri. Unii niște păduchioși care, înțelegi, zice, domne, zice, dacă îmi puși 5% din urși, ce ai făcut? Că reduci paguba tot cu 5%. Bă, mortule! Aici sunt 50 de urși. 2 sau 3 sunt agresivi. Că restul e de treaba lor. Dacă ai împușcat pe ăștia 2, ai redus paguba aproape câteva luni și cu 100%. Până vine altul și învață. Că, de exemplu, am împușcat pe ăla și a venit altul astă vară. Doi, până a învățat traseul. S-au prins câinii, nu știu ce, că suntem și noi de pas. Ca să te scoldă 10-15 ori noaptea, domne, să faci ziua la fân și să vină ursul lor. Iar ei să vină ăla de la jandarmerie să spună, zice, unde e ursul? E acolo, ce adună încoa. Bă, zic, e câine să-l leg. Dar auziți, există vreo lege care vă dă dreptul, spre exemplu, dacă vă atacă să-l puteți împușca sau omorâ? Sau... Cu ce să-l omori? Nu, dar zic, aveți o lege care vă... Păi nu fie legitima apărare, da. Vă arăt pe telefon, înțeleg? Eu am văzut urs ca Dacia în grămadă când mi-au ziua, la ora 10, când mi-au omorât două oi. Îl are, înțelegeți? Ce poți să-i faci? Nu ai ce. Nimic. Deci a pus problema, mulți au pus problema și... Ăstea mai sunt care mai trebuie să fete. Hai, fugi acolo care m-a. Domnul Ion, la noi sunt care s-au dat deja mie, gata. Da, bine, așa cum e. Da, bine, că cum a zis dumneavoastră, aici iarna e 7 luni, e diferență. Da. Nu poți să compari o zonă cu alta. Da, vă place câinele? Hai să mergem să vedem. Să vedem. Ăsta e cel periculos. Dom'le, toți sunt periculos, dar ăsta e el mai frumos, adică. E corb, nu? Da. Dar auziți, care sunt câinii autentici de oi? Dom'le, când eram eu mic, la câine ciobănesc, zicea ăla care stă cu oile, care... Hei! Noi, da, care mă, fii cu minte. Fii cu minte, sunt prietenii noștri, da? Hai. Hai, bă, cățeaua aia se montează și de-aia am legat-o și vă dați seama. Și, astea sunt oacheșile de câmpul lung. Da, oacheșile se trag din zona asta Argeșului, câmpul lung, oacheșele, ca și da, rasă. Da, sunt niște oi mai mărunte, cum sunt astea, dar foarte ius, foarte rezistente. Înțelegeți? Adică, cum să vă spun eu,
Nu se cum, am luat oi de la sășciori. Am niște oi lungi, mari. Dom'le, o săptămână a pus gura pe iarba aici. Grasă, traiul altfel. Ăstea se adaptează la orice condiție. Ele nu dă lapte potrivit, nici bune, nici rele. Ăstea sunt oi. Dar dumneavoastră, aici faceți brânza, domnule? Da, aici. Avem, domnule, vacile noastre vreo 10 vaci, oile astea, da. Nu prea le mulgem, că n-are cine. Nu mai, dacă vrei să mai stai, dar nu ai oameni, domnule. De exemplu, eu dacă vroiam astăzi să prim, a sunat domnul primar, că o vacă, fată, o vacă la unul și băieții nu sunt. Păi, ce ne trebuie să stăm? Să zic și să... Ia, fugi aici, mă! Ce cuvinte, uite! Ce cuvinte, sunt prietenii noștri, n-auzi? E frumos? Foarte frumos. Vedeți? Superb. Da. De ce sibienii sunt așa denumiți? Că eu, venind în zona asta, și noi avem munți frumoși, și noi avem... Care e povestea lor, practic? Da, da. La noi primul om care a adus rasa țurcană albă a fost unicea Dăncilă Căciulan, se nume. Avea 3.000 de oi. 3.000? Da. Și a venit aici în Argeș și în Rucăr și ciobanii care era la vremea expediției, ciobănea la el pe câte 2 oi pe lună. Nu-mi dai bani și așa s-a... Și... Vă spun o pildă, ceva adevărat, cu el tundea oile în câmpul, cartierul Grui, că știți. Da, pe acolo erau blocuri. Și băga oameni atunci, a băgat și țigani, că n-a găsit. Și un țigan prindea câte oaie mai mari sau un berbec și îi plătea la lânele care le tundea. Ai tuns 50 de lâni, înseamnă că ai 50 de oile, nu, da, și le Și un țigan rupea lâna în două. Dom'le, ce vorbă credeți că i-a spus acest ciuban cu 2-3 clase? Așa după dumneata, dacă l-ai fi prins pe ăsta că face treaba asta. Domne, nu știu să vă zic. Ce credeți că i-a zis, domnule? Om, ce bă, frie al dracu de țigan, tu vrei să-mi înmulțești oile? Ține, vorbă de om normal. Păi acum, jigurile astea, știu, l-a fi bătut, l-a fi urechea, băi. Niște bagabonzi ăștia, că erau haiduși pe vremea pe aici. Adică, haiduși, erau mai mulți ciorditori, fura pentru ei. Și s-a dus aici pe spatea Sibiul pe Făgăraș și a găsit 3 ciobani, i-a legat, le-a luat 200 de oi și pe unul l-a luat legat după cal până la jumatea drumului ca să se întoarcă, să-i dezlege pe-i duică. Zice, bă, moare acolo. A venit, în fine. A doua zi se duce, coboară de acolo, așa de la sus, din vârf, unde se țineau sterpele și vine jos, la stână, la baciul mai, la șeful stână. Ce uite, vin 3 și înarmați, ne-a legat și ne-a ales 200 de mioare. Ce răspuns credeți că i-a dat ăsta? Ce roagă de la Dumnezeu să am eu oi să aibă de un să ia și al dat? Și el a avut oi, iar ăștia tot prăpădiți a rămas, tot cu hoții, tot bătuți, da, de poliție, de jandarmi. Să știți că era înțeleptă lumea, da, atunci. Acum nu mai e nimeni. Păi cine te-a să fie înțelept, dumneavoastră? Ciolacu? Da, după cele 202, nume să le caute sau nu? Unde să le mai caute? Așa. A, cine le-a să fie înțelept? Ăștia nu-i vezi ce face, ce, dar să vede cu ochiul liber. Eu mă mir cum dracu a ajuns ăștia. Se putea ține 3002, domnul Ion, atunci, pe vremea aia? Te lăsa Ceaușescu să ții singur? Domnule, era transhumanța, domne. Pe asta a salvat munte, oameni de la munte. Pleca de aici și acolo și aia era CAP-ul. Te duceai și te învoiai la CAP. Te învoiai, dădeai, așa, te lăsa. Păi, iernezi în pădure, iernezi pe cocene, inginer, nu știu ce, toată lumea trăia bine. Pe partea alta aveai obligații să dai miel, să dai aia, să dai... Aveai de unde? Mergea, era un circuit, ăla s-a întrerupt. Și acum, uite ce sunt. Dar pe vremea aia, cum spuneți dumneavoastră, că se dădeau cote, putea să-și taie în zona asta, mă referim. Fiecare, dacă vrea să taie un cârnan, îl putea tăia? Un vițel îl puteai... Vițel. Era o brambură. Eu am lucrat atunci, ea cheamă pe Ioana. Păi de asta v-am întrebat. Și ce era, o nebunie. Păta vaca și băga omul punga în cap vițelului să moară, să, că dacă îl tăia, făcea și pușcărie dacă îl prinde, spunea că l-a tăiat și îi dădea 5.000 de lei amendă. Dacă îi, așa dacă îi murea, îi dădea 250 că îl băga la neglijență. Iar acel om din Bocioara Rucăr îngroșea rândul la carne până oraș, în loc să lase să mănânce. Băi, lasă-i liber pe om. Dă-i libertate omul și după aia cere-i, nu tot îl îngrădi. Da, acum să vă întreb ceva, că eu am... Toată lumea dădea cotă, da? Da. Și totuși se zice că nu se găseau produse. Unde mergeau produsele astea, domnule? La export. La export. Deci brânza care se dădea, da, cotele, da. Totul. Păi, cu ce s-a plătit datoriile? Datoriile țării. Că Ceaușescu
dădea 3 tone sau așa de grâu, de porumb. Și pe lângă asta îi mai dea și 100 de mașinarul pe care el arunca, că n-avea ce face cu ele, că nu erau făcute ca lumea, du. Noi n-am avut industrie. Vorbește unii acum, am avut niște măgăoaie care stătea, dormea unii până ele. Era 15.000 de muncitori la uzina Aru, fiecare fura și venea și... Fura ăla un dix de frână și venea ăla din Sibiu care avea bani și aducea pe el 2 cutii de telemea. Ăla nu mai stătea la coadă, mânca pentru mâncare. Și tot așa, deci ce să fura rămânea în țară. Nu, acum fură ăsta din România și se duce în Elveția, în Austria și își pune bani în cont ca să nu-i iau. Înțeleptă vorba asta. Deci păi e realitate, înțeleg. Și de unde? Nu vedeți că acum nu mai zice ăștia care ne conduce că n-a furat, că nu știu ce. Păi ăla n-a furat? Așa spune. Deci ăla n-a furat. Dar considerați că e mai ușor acum cu animale cât cum a fost pe vremuri? Dom'le, vremea comuniștilor n-a fost bună. Eu vă spun, acum se resimte exact ceea ce a făcut comuniștii. Haideți să luăm câteva exemple. Canalul Dunăre Marea Neagră a început în 47. Primii oameni care au lucrat la canal, cine a fost? Deținuții politici. Cine era? Legionari, țărăniști și liberali. Ce-au vrut ei să extermine? Comuniștii conducea țara. Corect, corect. Transfăgărășa. Un lucru. S-a făcut în anii 70, da? Ca să fii maestru, inginer, calfă, zidar, așa, te iasă în jur de 40-50 de ani. Ăștia erau născuți până anii 20-25, pe vremea țărăniștilor, educați. S-au făcut, da? Metrou și toate astea. Bun. Acum cine ne conduce? Oameni în jur de 50 de ani. Când sunt născuți ăștia? Pe vremea comuniștilor, educați. Asta e efectele comunismului. Aici au ajuns. Deja în anii ultimii ani au reușit să blocase tot. Numai cine nu vede. Era comuna asta Cristian. Nu mai angaja pe nimeni. Deci era un blocaj total. Da, deci atunci nu mai se nu făcea. Nu mai avea unde. Era început 5 cu mapa, 2 cu sapa. Deja. În agricultură pusese revoluția asta industrială. Pentru că m-am angajat în 85. Eu nu aveam 2 inși de seama mea care lucrau aici. Toți erau ospătari în Brașov, la fabrică, la rulmentul, la cibo, la ciocolată, la oraș, doamne, ce stăm la coada vacii. Deci toți de atunci s-a terminat. Da. Dacă pe țara asta, în 96, se punea stup, doamne, a fost 6 ani de brambureală, că trebuie, lași omul liber, ca și un câine, bă, plimbă-te, bă, iar, hai să știi când să latre, știi când să muște acum. Punea mâna și începeau cu subvențiile care sunt acum, lucrurile au schimbat. Deci de atunci să fi început. Da, a început din 2007 în Europa. Bună, bune, pe fără astea, cum se mai poate? Face ăla grevă cu John Deere de 120.000 de euro, păi tu ești sărac, mă, și spui că vinzi o capă de pământ, că n-ai bani de motorină cu tractor? Hai, mă, de te dracu. Ce ai ce? Face ăla grevă, nu? Vreau să faci eu, mă, cu 100 de ui, vai de capul meu, n-am cu ce mă încălța. Dar faci tu grevă? Facă țăranul ăla cu plugul în căruță, ala să facă grevă. Mână reală, că sunt străini de ăștia ca să capete iară bandă la noi. Asta e. Adevărul ăsta e, omesc cu John Deere de 120.000. Da, te duci cu ăla la grevă că, și spui că n-ai bandă motorină. Da, a obținut ceva, n-a obținut nimic, nu a fost. Doamne, nici... Iese muscă ăla, doamne, va, ăsta e zeul pământului. Doamne, putem ucrănușe. Bă, dar eu din zona de munte când am cumpărat porumbul cu 2 lei, ai zis vreodată tu, inginerul muscă, care te tobas cu porumbul, că te-a detașat Ceaușescu, că te-a maltratat, că pe dreacu să te ia? Ai făcut vreodată? Bă, ce fac țăranii să oferi mine din zona de munte? Nu! Ai vândut, te interesa de tine doar. Ah, păi nu merge așa, tăticule. Pentru noi războiul în Ucraina a picat bine, dar mai ține vreo 10 ani. 80 de bani porumb. Și începe să spună că e modificat. E, bă, dreacu, modificat genetica. Adică ei nu moare ucrainii, murim noi. Dar să știți că a spus... Am văzut un băiat tânăr de vreo 37 de ani de la mine din sat. Acum la noi s-au dat mie și se mulge că se de la tank. Știți, e mai ușor. Da, nu mai sunt oameni și... Și că, bă, ne-au dat de la 6 lei cât a fost anul, cu 5 lei și un pic până în 6 lei. Adică 50-70. Că, bă... Pe undeva e bine face. Ca anul trecut am avut, cum spuneți dumneavoastră, 1,52 lei porumbul, acum ai 60 de bani. Adică cumva costurile au fost mai ieftine. Acceptăm. Da. Dar așa trebuia să facă și anul trecut. Bă, dacă au fost costurile mari, hai să urcăm cu 50 de bani, da. Nu să coborâm. Dumnezeu, e bătaie de joc. Deci, toți guvernanții ăștia nu a făcut protecția producătorului și a consumatorului. A făcut protecția negustorului.
Cu el n-a avut treabă, nimic. N-a avut nimic. Bă, iei laptele cu 1,50 lei și vin în magazin și le iei cu 10. Păi, ești nebun, dar ce-i faci? Da, dar ce mai e? Că tu i-ai luat smântână, ai luat tot. Ce mai ce cum? Mai ai, măi, omule? Și plus că ai ocazia să iei de-aia baligă, de-aia de la robinet. Ce bag. Am văzut, te și sperii ce bag. Mai încredere, nu mai încredere. Adică vin la mine, vezi voia asta vie, ți-am tăiat-o. Păi ce mai mundă natural ca atât, ce ai putea găsi? Nu mai există mai mult. Mai mult dată nu vezi. Ai văzut pășunea asta că doar... Nu-mi convine mie să aduc grăunțe din Ungaria cu 3 lei kilo să dau la oaie să îngrașe. Pentru ce? Da, există cerere acum, adică comparativ cu anii trecuți. Eu vă spun o chestie. Dacă n-ar fi ăștia să ia mniei, ar fi încurcată treaba. La noi în sat, nu știu dacă mai sunt 10-15 inși care cumpără miel. Înainte toată lumea care n-avea oaie cumpăra miel de Paște. Când toți, acum nu mai. Păi nu mai dumne, s-a pustit satul. Mai sunt niște femei văduve, așa, restul. Media de vârstă e undeva peste 70 de ani la noi. Aici, satul în Băbiceara? Da. Au venit străinii, veneticii, ăștia. Dar ăștia n-au venit să crească animale. Să facă pensiuni, să facă tot felul de matrapază. Ia uzi pe câte unii, cultivă coacăzi, alții, afine, nebun, că nu judecă. Ei nu știe ce înseamnă să car cu spinarea. Ei a crezut că gata. Da. Brânza, am văzut că se caută mult, telemeaua, pasta... Telemeaua a doua e foarte căutată și e și foarte bună. Brânza de burduf e și ea bună, dar v-am spus, tot așa. Și brânza de burduf a fost un produs care nu toată lumea a mâncat, brânza de burduf. Acum găsești în magazin, dar nu autentică. Găsești în magazin, găsești și brânză bună, găsești și brânză așa. Faptul că munții ăștia s-au golit, înțelegeți dumneavoastră? Una e să faci brânză acolo, alta e să o faci aici. Aici înainte a fost fânețe, păi, înțelegeți dumneavoastră, s-a cosit, s-a cosit. Faptul că oamenii au dispărut și nu mai ai personal să te duci într-un munte de vârf, ai rămas aici. Aici, nu știu ce. Acolo era adevărata brânză de burduf, înțelegeți dumneavoastră. Nu mai ai de unde să o mai faci cu același gust. E imposibil. Eu aș putea acum să mă lau, dom'le, ca mine nu e nimeni. Nu e, e minciună. Te duci. Ce face câte unii? Îi vezi cu brânză proaspătă acum, februarie sau martie. N-are vacă, n-are oaia cu lapte. Ia cașcaval de la expirat după un metru, mai dă un praf de sare și bă, ala nu ustură, nu miroase, nu nimic. Când îl faci în busă, întinde, zici că asta face. Deci, leacul de la aia care expiră, le dă ceva pe el. Asta e adevărat? De adevărat, 100%. Da, asta face băieți. Și tot felul, domne, e țara nimănui. Da, auziți. Acum am auzit că eu am mai văzut pe bătrân, mama, tata, cum zicea? Deci că am avut și noi o epocă de aur. Care a fost aia? Nu, o minciună. O minciună, nu? Păi faceți dumneavoastră socoteala la Casa Poporului, da? Ați întrebat pe mama, pe tata, ai dormit o dată acolo? De a zis Casa Poporului. Era pentru ei, dom'le. Niște nenoroci. Iar o vorbă de... Niște nenoroci. Toți la rând. Dom'le, nu vreau să spun, sunt ardeșean și sunt patrioși și naționaliști. Că așa trebuie să fie. Cred că unul dintre cei mai buni conducători ai țării, care azi nu vrea să vorbească nimeni, a fost Maleșalul Antonescu. Inclusiv regele Mihai, când a luat interviu, regele l-a arestat, că n-avea, nu putea nimeni, a spus așa, își iubea țara. Fapt pentru că și-a iubit țara și a vrut să recapete pământul țării, a primit un glonț în piept, domnule. Ca și Nicolae Ceaușescu până la urmă. Nicolae Ceaușescu l-a împrumutat de bani, da, a făcut ceva cu ei. Ăștia sunt împrumutat și nu e nicăieri bani. Vor plăti copiii noștri. Cine mai plătească, domnule, că o să rămâne țara pustie, o să fie ei și gata, să termină bulciu. Păi, a făcut ceva cu bani. Dar când a fost luat de plătit datorii, le-am plătit noi, domne, cu 200 de grame de pâine, cu salam de soia, aveai în oraș apă caldă o dată pe săptămână, făcuse și pe aici sobe în blocuri și fumul, așa că era lemne de la, cu sacul de la țară, că atunci avea fiecare mașină. Am plătit noi, n-a plătit el cu leana. Bine mersi, au stat și cu aia postelnic, cu găinile alea, când i-a scos la proces și ridei. Au venit hoții ăștia, îmbrăcați frumos, limbi străine și ne-a făcut de... Nu ne-a mai trebuit bomboane pe colin. Sunteți prima persoană care zice așa cum trebuie, bă, așa au fost. Ce așa tot... e realitatea. Cine nu spune treaba asta, ori nu o vede, ori nu da? Spune. Asta a fost ceva și Casa Poporului asta, ai doamnă, domnule, vă dată... Da, i-a zis Casa Poporului. Mai dormi beata cu oată, sau părinții dumitale. Casa Poporului, nu știu ce. Totuși, și Ceaușescu, când a zis ce socialism l-a înclădit cu poporul și pentru popor, că era adevărat, aveai începător, aveai un salariu atât, era inginer, aveai atât. Era ceva,
adică Oscar. Acum te duci la toți minim pe economie. După 20 de ani de muncă, cum mă ții după mine în aceeași meserie? Vedeți? Păi, la pensie minim pe economie. Ce faci atunci? Nu-i bine. Da. Deci învățământul a fost perfect pe vremea lui Ceaușescu. Așa, noi ne-am vizitat eu cu fratele meu pe profesorul nostru de matematică, Lucian Gheorghiu, îl cheamă din Berevoiești. Noi de la omul l-am învățat matematică, domnule. Da. Și pronunț numele pentru că îmi e drag așa ca om. Noi am învățat școală, domnule. Eu acum ce meserie fac se bazează pe ce am învățat de la el. Și tot timpul îi mulțumesc pentru asta. Se făcea școală. Eu aveam 1,87 m cât am acum, n-aveam 100 de kg cât am acum, era mai slab. Și pe clasa 9-10 am dădeat profesoara la palmă. Acum? Ai curaj să spui așa ceva? Exista un respect, am vrut să zic. Nici așa nu era bine. Eu știu, eram răutăcios tare la școală. Mă băteam copiii în clasa. Și era un învățător, un prioritesul. Dumnezeu să-l odihnească. Doamne, mă punea în genunchi pe coș de nuncă și cu mâinile în sus. Și dacă nu le lăsam, mă spunea ălaltul care îl bătuse, mă. N-aveam ce face. Și iară bătaia. Doamne, nici tâmpenia asta nu era bună. Nu, dar am vrut să zic că noi aveam un pic, mai știam de respect, doamne, de bun simț. Tu, facultate, la 60 de ani, bă, pleacă, bă, Dacia. Nu, așa. Și cu bacul ăsta, bă, dă-l în pizda, mă, ce-mi trebuie mie, nu știu câte materii în viață, nu? Așa. Doamne, ghicești omul care mulți are niște aptitudini. Bă, nu-i place cartea, poate să pricepe în afaceri. Lasă-l acolo pe drumul lui. Dar trebuie să facă o școală. M-a făcut profesoara aia la grevă profesorilor. Ea intervina una și zice, dom'le, până acum, zice, am mai trecut pe elevi, treacă, meargă, nu știu ce. Dar acum încolo nu-i mai treacă, zice, să facem politicieni. Haideți să mergem așa. Ia, haideți să dau drumul la alea să le vedeți. Auziți? Da. Dar asta a fost înțeleaptă. Zică... Da. Da, eu am văzut-o pe femeia aia, zice, așa, dați-vă dumneavoastră cu alea, ca să le dau o mână de o tavă de sus, sau stați să le iau. Dați-vă acolo unde e ăla, ca să nu vină așa. Da, ce peisaj frumos acolo. Da, ăla e piața Craiului, vârful Grinda. Foarte frumoasă zona. Da, 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 ce înțeleg, domnul? Cu plăcere, deci, aici, aici, că... E o plăcere că vin cu fratele, am fost cu fratele să mă plimb. La noi sunt persoane care au și tuns deja. Da, ăstea le aveți care au fătat? Da, da, aici sunt fătate. Așa aici, cu vreo două boxe. Uite, care apă cu găleții. De acolo, de jos, de acolo. Uite, bidoane, cu spinare. Da, tot spune lumea că crescutul oilor este un microb, e adevărat? Da. Păi dacă n-ar fi, dacă n-ar fi nul, eu le-aș tăia a doua zi. Ăsta da, e adevărat. Da. Zona asta, cum a zis dumneavoastră, domnul care a avut 3000 de oi, din ce an vorbim? Înainte de Ceaușescu? Sau... Da, înainte, da. Potrebea lui Ceaușescu. Pe vremea lui Ceaușescu a confiscat case, a confiscat. Da, aici a fost un trai oarecum bun pentru că au fost multe animale, adică s-au găsit carne. De... Da, 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 nu e zona necolectivizată în David. Păi a zis dumneavoastră că aici nu a fost colectivul, că nu au avut ce să câștige de aici. Ăla mic, acum ai fătat zilele astea? O, e fătat mai
aici, aici este o boxă și sunt acolo. Aici era el. Acestea sunt fătate de acum? Adică mai... Uite, uite, da. Asta are mielul mai mare și l-am găsit și tot pe viață. Unde e moarte aici, că fie și tânărele alte. Te-au futu-ți mormântul, mă, de oaie. Cred că ai ieșit din astea. Bă, dracu' tăte, lasă-mă-n pace. Nu mai, să-mi aduci mielul ăla la mamă. Să-l aduci, să-l tai, să-l arunc. Să-l depun rământ, gata. Da? Acasă, ala.